Manifestanții au scandat lozinci împotriva liderului PSD și au cerut demisia guvernului. De asemenea, au protestat și față de modificările aduse de coaliția PSD-ALDE legilor justiției și codului de procedură penală. Un protest a avut loc și la Sibiu, unde oamenii au trecut prin fața casei lui Klaus Iohannis și au fost salutați de soția președintelui. Câteva sute de oameni au demonstrat și în Timișoara. Avem o mare problemă în faptul că ne luptăm să punem în Constituție un lucru evident, adică penalii pot fi la conducerea țării în orice poziție aproape. La Iași, protestatarii spun că vor ieși în stradă până când Liviu Dragnea își va da demisia din fruntea Camerei Deputaților. Pentru că nu se mai poate cu situația actuală în care, pe de-o parte, avem un președinte al Camerei Deputaților care este condamnat de două ori, chiar dacă a doua oară în primă instanță, dar este clar că individul nu mai are ce căuta și care grave probleme de ordin penal. Pe partea cealaltă avem cel mai incompetent guvern de când este cunoscută România în toate de față.